altă dată. Tu ai venit și ai afirmat în emisiunea. Nu mă interesează că mă nici nu vorbi cu mine. Cum mi-ai spus mie cel mai mare. Dar ce am mințit? Am mințit? Am mințit? Nu ești. Am mințit eu cu ceva? Maria, dar fii mai respectuoasă și ascultă. Mă, nu mai spune că e Vrei să vorbim despre subiectul ăsta? Vrei să ne luăm la întrecere care țipă mai tare? Ia, Alexandru! Oh, Alex! Bațătura mă toată ziua! Bine, Alex! Fac toată ziua și nu înțelege mai absolut nimic și stau să mă gândesc la ce... Bine, Alexandru! Și momentul când trebuie să zic ca punctul de vedere, tu vii și fii mai tare ca el! Culcă-te! Ai dormit toată săptămâna! Poftim? Ai dormit toată săptămâna, culcă-te! Ma, dacă... Ce ai zis? Nu cald, că nu-i bine cald. Culcă-te. Da, liniștită. Când vrei să porți o conversație normală, ascultă și ce are de zis și o altă persoană și nu te dă mare doamnă. Nu vreau eu să ascult. Că dai mare doamnă că nu știu ce. Bă, dar cine ești tu să vii? Eu vorbeam cu cineva? Ai înțeles? Crezi că poți să ții mai tare ca mine? Că ești un vulcan, Alex. Tu nu m-ai crezut. Acum spui că nu, că acum îmi dai dreptate. Crezi că poți să ții mai tare ca mine, Maria? Ai auzit, Alex? Crezi că poți să ții mai tare ca mine? Crede-mă, sunt calm. Dar și calmitatea mea are o limită. Serios? Nu mai spune, Alex, eu când am venit la tine cu Alexandru. Alexandru, hai să zic ceva. Ia, te ascult. Nu-mi transmiți nicio emoție, nu mă enervez când vorbești cu mine, pentru că... Ba da, că ai început să urli. Nu, sunt enervat din cauza lui Comănici. Păi și de ce ți-i la mine? Alexandru, vorbesc cu Comănici când vreau eu, nu cu tine. Nu, vorbești când vreau eu. Vorbești cu Comănici când vreau eu. Alexandru, te-am întrebat ceva. Somnușor, te-am întrebat ceva, Alex. Stai. Te-am întrebat ceva? Mamă, ce mă enervă. Lasă-mă, că vorbesc singură. Mai întreabă o dată, Alexandra. Hai, Maria, că tu ești atentă la tot ce din jur. Dă-ți o palmă. Dă-ți o palmă. În momentul ăsta eu vorbesc. De ce vorbesc? De ce vorbești peste mine? Dă-ți o palmă dacă te enervă. Bă, fiți atent, Alexandra a vrut să vorbească cu el, să-l întreabă ceva și el tot pe Maria o avea în gând. Tot, hai, spune Maria. Păi nu, că mă enervează. Vorbește de Comănici. Vorbește cu Andrada, se ceartă de Comănici. Când vine să dea replică, vezi, doamne, că eu vorbeam. Sau nu vrei să vorbești cu el? Nu vreau să vorbesc cu tine. Păi nu vrei să vorbești, dar de ce vorbești acum? Hai, răspunde. Maria, subiectele tale, Alex, nu ți le vorbești? De ce motivul enervării tale? Păi mă enervează, mă vorbește, nu înțelegeam absolut nimic. Voiam să înțeleg care era motivul pentru care se certau. Dar nu l-ai băgat în subiecte, este ce tocmai. În momentul ăla vorbea și cu Comănici, voia să-i cază replică. Romeo! Și când ți-ai dea replică, vezi, doamne, Comănici, nu vorbesc cu mine. Da, Maria. Ce faci? Bine, tu. Ce părere ai despre situația? E că ești foarte... Într-adevăr, nu se prea înțelegea, dar el nu avea nicio legătură. El a intervenit ca și un... Sunt eu calm, Maria, dar crede-mă, are o limită calmitatea mea. Pentru că nu era... Mi se pare mă interesează. Păi de ce mai... Ai zis că nu mai vorbești cu mine. Nu mă interesează! De ce vorbești cu mine? Eu hai, răspunde. Bă, tu nu-ți dai seama ce faci? Vezi? Bă, tu vorbești cu mine în momentul ăsta. Ai emoții, vorbim mai târziu. Nu, n-am emoții, ai. În preajma ta n-am nicio emoție pentru că nu te-a spus nimic. Da? Ai înțeles? A, bine, acum eu dai și tu cu aceeași monedă. Nu te mint, crede-mă. Du-te, m-am înșelat în privința ta, ești o femeie frumoasă, am recunoscut, dar nu-mi transmis nicio nimic. Dacă mă lași singur cu tine, nu am ce să vorbesc cu tine. Pa. Eu nu te pup. Ia du-te, ia un braț. Am zis-o la mișto. Nu știu dacă te-ai mă bucur. Ia vezi, poate e alte lucruri mai serios decât să le iei la mișto. Și poate vei ajunge și tu să ai relația serioasă. Tu te iau pe tine la mișto. Pe care o speri. Femeie matură. Da. Ești o femeie matură. Ba da. Nu. Păi zici că vreau o relație serioasă, să demonstrezi în casă ce înseamnă să ai o relație. Păi da, asta nu înseamnă că trebuie să fiu eu matura. Iar gesturile tale și vorbele tale nu demonstrează nimic. Dar ce încerci tu mie explicații, mă, Alex? Nu explicații. Păi atunci tu de unde te-ai pornit? Ia-ți un pic de apă, că ai emoții, culcă-te pe canapea aia și aia e. Nu mai vorbești cu mine, Maria, de ce vorbești în momentul ăsta cu mine? Alex, dar și tu o cauți, pentru că ți-a pus Alexandra o întrebare și tu în loc să-i răspunzi Alexandrei, tu tot Maria, zi Maria, că tu știi Maria. Nu, Romeo, știi ce-a răspuns la fost? Iar încep să vorbesc! Nu ai răspuns! Maria! Iar încep să vorbesc! Romeo, ascultă-mă! Deci, care a fost situația? El vorbea cu mine, eu i-am spus că eu nu vreau să vorbesc cu el. Mi-a zis înapoi, hai luați-o de pe cadru, că nu mă interesează. Am început să mai zic ceva și... Da, Maria, hai mai zi, Maria! Da, păi hotărăște-te, Alexandra, nu m-a întrebat pe mine nimic. Ce m-a întrebat pe mine, Alexandra, Maria? Hai să te aud! Ce m-a întrebat? Ce-am adresat o întrebare, Alex, dar văd că nu ai întrebare, să răspund. Mă enerva prea tare, te ascult. Ai zis că tu nu o să-ți ieși niciodată din fire și că nu ești un vulcan. Cum se face că tu acum ți-ai ieșit?
crede-mă. Are cineva niște calosare? Alexandra, Maria, lasă-mă! Are cineva niște calmante? Alexandra! Da, te ascult, Alex. Eu când port o conversație normală, mă bămulesc și după persoana care... Haide, Maria, vreau și eu să-l ascult! Nu te auzi nici în ăsta, vreau și eu dacă... Ai imagine, stai, ai imagine, n-ai voce! Maria, dacă nu vrei să-l ascult, eu vreau să aud ce are de zis! Nu mă interesează, nu vorbește el aici! Ai voce, n-ai imagine, nu vorbește! Vorbești, ce vorbești? Cum e în momentul de față? Ai imagine, n-ai voce, nu mă interesează! Alex, caput, bloc! Ei, bloc tu! Ei, bloc eu! Bloc eu! Ei, e bine bloc dacă e bloc întâmplător eu! Întâmplător de seară, o să ai bloc de la mine etaje? În emisiunea asta, e. Ce zici trebuie de asta? Și tu, cu 4-5 etaje, cu cât? Ai înțeles ce zici de bloc asta? Te întreabă Adriana ceva, de care bloc îmi dai? E bloc cu 5 etaje? Când deschizi gura, vorbesc peste tine. Ce faci, mă? Uite, asta fac! Maria, îi ziceai lui, am auzit când îi ziceai lui... Bă, dar ce-am făcut? Bă, nu există măzi de la Dumnezeu. Marinescu, îi ziceai lui Marinescu când erați îmbrățișați, te iubesc. Hai, Maria, răspunde. Nu știu ce te-a întrebat, dar răspunde. Nu, mi-a zis, uite că m-ai enervat și nu o să lasă. Ia, taci, Alex, că vorbesc peste mine. Hai că a luat foc, băi, deci gata, mai plictisit, Alexandru. Hai, ia, zi, nimic ce vrei să zici. N-am ce informație să iau de la tine. Vorbesc cu persoanele care pot să ai informații de la ele. Tu nu ai nimic de oferit. Vrei show, îți dau show. Dar nu vreau show, mă. Uite, vreau să vorbesc când am văzut ăsta. Îi dau eu show, Maria, îi dau eu show time. Eu îți dau show, uite, eu. La început, când ai venit tu pe aici, cu cine la hotel în Turcia? Cu cine? Cu ce turte? Locuiați la hotel. Locuiați la hotel și locuiați turc. Din păcate aici în Turcia, da. S-a dus Mădăina și Mariana să te ia de la turcul ăla, să nu se afle că tu în momentul ăla erai cu turcul ăla. Ai înțeles? Dacă ești puțin atentă și nu e personală, da, Andrada, ce vrei? Hai un pic, Alex! A zis să stai un pic! Mi-ai spus că de ce că dacă faptul zici tu, că Andrada, relația o să ta zic. Cu Alex este fake, nu? Nu am înțeles. M-ai întrebat că de ce am afirmat faptul că relația ta cu Alex este fake. Așa. Câteva motive ți le-am dat. Nu te-am întrebat. Nu azi! Ieri sau la altă, că mi-ai spus de ce cred eu că relația voastră a fost fake, nu? Am dat câteva motive legătură cu Felix și restul. Mai am ceva de adăugat. Așa. Dacă tu îl iubeai pe Alex, îl mai rugai pe Marinescu să facă materiale cu tine știind că Alex se enervează? Ia spune. Marinescu? Bună aia. Da. Marinescu? Cu Alexandru ăsta, Alexandru am celălalt. Am făcut materiale, dar stai un pic, ce materiale am făcut eu cu Marinescu, ca să înțeleg? Nu mai ții minte când îl rugai? În gală pe Marinescu, a zis, da. Marinescu că Andrada vrea să vorbesc. A, deci, nu mai ții minte când îl rugai pe Marinescu să intre în casă și că am dreptate. Te jignească și el ți-a spus, nu Andrada, nu pot să fac chestia asta, că Alex o să se enerveze. Nu, 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 nu băga minciuni. Nu băga minciuni? Nu, nu. Să nu uităm că Marinescu te-a amenințat în gală, să știi că nu e nicio minciună. Marinescu, am făcut materiale cu tine? Nu am făcut absolut niciun material. Te-a rugat Andrada la telefon să o iei la materiale cu venim în casă. La telefon, în primul rând, cu tine. În primul rând a fost un moment, țin foarte bine minte, când Alexandra era jos aici în casă la noi și mi-a dat atunci, a dat pedeapsa aia Andradei. Andrada, dacă chiar îți este atât de drag, ascultă-mă. Andrada, dacă chiar îți este atât de drag de Marinescu, te în camera roșie cu el. Inițial, Andrada a refuzat să facă lucrul acesta. Deci dacă nu refuza, dacă nu refuza, puteai să spui sau să facem materiale. De asta vorbesc de discuțiile de acasă. Ce discuții, care? Când ai vorbit cu Andrada la telefon și te-a rugat ca a doua zi să faci materiale cu ea și tu i-ai spus nu, că o să se enerveze Alex. Nu am zis măcar să spun treaba. Ba da? Ia pe Andrada ca tu să vii să o jignești. În momentul, stai așa, în momentul, nu, în momentul când s-au certat ei și vă contraceați voi două și cu Alexandru, Marinescu foarte deranjat de situația a spus, Andrada, vezi ce vorbesc că dacă îmi dau drumul la gură. Aia, băi, asta zic și eu, am spus ce. Bun, ok. Cu ce trebuie să zic? Ia să un pic, Andrada. Andrada astăzi, George, nu și-a dat drumul la gură. George, ia să vedem cu ce a dat drumul la gură. Și George, v-a filmat. George, să nu uităm. Cum poți tu să spui acum? Da. Poți de cameraman
Că ce? Eu nu știam că este un material fake. Dar de unde știi tu ceea ce vreau să spun pe gură ca să mă tragi tu pe mine la răspundere acum? Am spus eu! E vorba de material ăsta fake. Am spus eu acum ce ai vrut tu să scoți cu Brânca, l-am spus eu. Aia a făcut lumină în subiectul ăla. Ce lumină, mă? Lumină cu minciuni! Asta mă telefonul meu! Dar minciuna asta! Voi credeți că eu mă milogez să mă arinesc după materiale? Dacă nu am materiale, cum vreau eu și cum? Te milogezi de oricine să facă materiale. Sunt capabilă să fac materiale. Tu și indirect te milogești de cineva să facă materiale. Nu ești capabilă, nu ești. Eu pe Marinescu îl întreb. Nu ești. Ce voi ai rugat să faci materiale? Ai rugat să te băgăm în seamă că să te fie bani. Nu te terminați să te durea piciorul. Să te urmă. Ce ai rugat-o pe aia să te ceri cu ea. Aduți-a mi eu. Aia cine e? Nu ai venit. Eu. Nu, nu, nu. Ai rada să nu fost pe ieri. Nu mai merge. Nu mai merge. Da pe față. Te-am lăsat două trei zi. Am rada să vii cu acuzații la adresa mea. Eu am tăcut din gura. Să înțeleg că în sfârșit aia vine și spune toate materialele pe care le-a făcut cu domnișoara Andrada. George! În cuplu ei. Nu! Eu am spus de când am intrat în casă că ele două fac materiale. Sunt materiale, materiale pe care ele două le-au făcut. Dar diferența este că în momentul când Andrada a început să-și dea drumul, cum vrea ea să atace în stânga și dreapta, okay, cu minciunile ei, okay, aia, o copilă mică și imatură, a spus așa. Din punctul meu de vedere. Cameră. Îmi asum eu că am fost o falsă. Vreau și să mă duc la Andrada ca să-i toată lumea cu gura pe aia. Ia fata la momentul de față. Toată lumea să-i cu gura pe aia. Andrada și-a asum foarte clar. Eu cu Andrada am făcut multe materiale. De ce consideri tu că Andrada ar fi putut să facă materiale fake? Cât ai băgat tu la Alexandru? Era fake? Tot? Nu, acolo nu avea treabă. Nu eram pusă de ea. Nu, v-am vrut doar să spun, să demonstrez lumii cât de îndrăgostită a fost Andrada de Alexandru. Da, spunându-i lui Marinescu să o jignească, știind că Alexandru va reacționa și poate dădea în Marinescu și pleca acasă. Nu, niciodată! Ca să vedeți cât de mult l-a iubit Alexandru! Niciodată! Nu vreau mie sentimentele mele pentru Alexandru! Mai am de spus ceva! Mai am ceva de spus! Mai am ceva de spus! Da! M-ai rugat pe mine să facem materiale, ne-am certat noi două! Alex habar n-avea, tocmai de-aia m-a jignit Alex pe mine, pentru că el habar nu avea. Da, a spus da. Și Alex. Habar nu avea. Păi da, Alex habar n-avea, ca să vezi că a mințit iubitul ei și a mințit iubitul în față. Da. L-a făcut ca băiatul ăla să mă jignească pe mine. Și na, ca eu să mi-l aduc tot felul de acuzații. Dar ce să vezi, George, i-am spus. Când am ieșit, doar ca să le nerveze pe Alex. Tot. Să uitați aici, relația adevărată ce a avut Andrada. Altceva? Următorul lucru este... Da, m-a acuzat pe mine de băieți, că nu știu ce ai mai spus de băieți de afară. Ia spune lumii, când ai venit tu aici, nu la început, nu, lasă-mă să termin. Am dormit în pat. La început, când ai venit tu aici, la hotel, în Turcia. Cu cine mă? Cu ce turc? Nu, am de băiați nebuni. Când voi stăteați încă la hotel, Andrada. Băiați nebuni. Am nebuni. Stai mai detaliat. Am înțeles prima. Locuiați la hotel, nu? Locuiați la hotel și locuiați turc, din păcate aici în Turcia, da. Te cu el la hotel. Cu el. A existat o zi unde producția, bine, nu știu, trebuia să facă ceva cu voi și te așteptat pe tine, s-a dus Mădăina și Mariana să te ia de la turcul ăla, să nu se afle că tu în momentul ăla erai cu turcul ăla. Băi, ați nebunit? Am nebunit, nu? Băi, ați nebunit? Nu am nebunit. Băi, ați luat-o razna? Păi, acum ce faci, nu mai urli? Pe cum să urlă, ce să mai urlă? Băi, ce să mai urlă, mă, acuz pe mine că... Păi, dar și gură, păi, dacă și eu știu că... Eu știu, cu unde eu să știu, mă duc eu cu turci? Andrada, eu știu că un lucru... Bă, cine cunoșteam eu aici? Bă, eu știu că tu urli... Andrada, eu știu că tu urli când te acuză cineva de ceva cineva. Băi, pe cine te întreb? Pe cine cunoșteam eu aici în prima săptămână? Turcul ăla, te-ai uitat de el? Care turci?
ești nebun cu care așa veni Mariana și Mădălina după este pe ea de la hotel că cineva ți-a și ca să nu-ți iau Biblia în mână și mă juc în genunchi dacă cu vreun turc aici în emisiune nu mai mă acuzați de prostii. Mai mă acuzați. Te căuta turcul ăla pe la magazine și te căuta peste tot. Ce magazine pe aici? Ce magazine? Să stăteați la hotel la început. Doamne, măiuța mea. N-auzi că e de la hotel? N-auzi că e de la hotel? E de la hotel, nu? E de la hotel, nu? Mai stai puțin. Turcul ăla cu care vreau să nu aici, aici nu știu, vreau să intervină stafful. Andrada, vreau să intervină stafful pentru că staful. Păi habar nu are. Nu, nu, nu. Habar nu aveau. Nu vă lăsăm să ieșiți cu băieții. Habar nu aveau, Andrada, stăteați la hotel. Andrada, că sunt camere, nu sunt camere. Ea ești afară, dar nu s-a dus cu turcul ăla la hotel acolo, nu? Eu am ieșit unde mă duceam eu afară, bă, în prima săptămână nu știam cum erau lucrurile, nici internet n-avea. Nu erați mai libere puțin? Bă, unde am ieșit? Nu ieșeam la libere, bă. Bă. Da, eram libere. Bă, bă, pe momentul în care noi două am fost plecate, în săptămâna când noi două am fost plecate. Mădălina a fost în săptămâna când noi locuiam la alt hotel? Da. Da. Ești bine? Da, sunt bine. Dar vezi tot ce... Mi-a spus... Mi-a spus că aveai tensiune. Mi-a spus că aveai tensiunea mare. Am vrut să vin la tine la spital, dar a sunat la spital și a spus că din cauza pandemiei n-am voie să intru acolo, să stau lângă tine. Și stăteam, n-aveam voie să vin să stau acolo. Ai auzit? Da, stai, te rog, liniștește-te, am avut tensiune mare. Ți-am zis, am zis, ne-am mare sigură. Și te-ai revenit acum? Sunt mai bine, da. Sunt mai bine. Am înțeles. În cât timp te întorci înapoi? E plină. Te rog, liniștește-te. Beau un pic de apă. Îți arăt pe ochi și nu te numești. Nu e vorba de asta, dar n-am ce să fac înăuntru. Eu nu înțeleg de ce ai reacționat tu așa, nu pot să-mi dau seama. Am intrat fără vlag în emisiune, te-am auzit când strigai după mine, dar nu puteam să țip peste toți ăștia de aici care țipau și urlau și făceau în toate felurile. N-aveam forță. Mă auzi? Te aud, te aud. Dar nu te mai văd, doamnă. Nu puteam să țip peste ei, să... i-am lăsat pe ei să-și facă treaba, să țipe, să urle. N-am stă, eram supărat. Mi-am... Nu înțeleg de ce a trebuit să te enervezi în halul ăsta. Nu înțeleg. Eu cred că am avut tensiunea mare mai dinainte. Eu nu m-am simțit bine de când. Și cu supărare și cu aia, tensiunea și tensiunea îți crește ca să nu pățești la spază sângele pe nas. În fine. Așa cu puterea și cu atacul mai... Mamă, ce halții pe ăștia i-au de aici, două... Bine, rezolvă-ți treaba acolo, întoarce-te înapoi, până te întorci, eu n-am ce să caut înăuntru, mă simt efectiv în plus, să stau ca o legumă leșinată pe canapea, mai bine stau în vestiar și stau în pat. Zic și eu așa, din auzite. Da? Nu mi s-a dat dreptate. Eu vorbesc în turcă, nu vorbesc în engleză. Cu ce, Alexandru, cu ce? Materialul fake dintre tine și materialul fake dintre tine și aia, materialul fake dintre certurile lasă legate de aia. Auzi, Alexandra, le astea mi s-au dat dreptate, că le-am spus. Eu nu înțeleg de ce. Voi credeți sau nu credeți? Nu ați recunoscut când eu am venit și v-ați spus în față, eu nu înțeleg. Dar când vii cu acuzații de genul, este mult mai grav. Și ai fi vrut să o înjosesc pe ea, fiind apropiată de mine. Da, dar vezi că și tu ai intrat în jocurile ei. Păi dacă... normal, Adriana. Tu, de exemplu, acum ai înjos eu pe Alexandra cu ceva, chiar dacă ai ști că minte, nu. E sora ta. E, păi vezi, nu contează, lasă, că chiar dacă da, minte, nu ești niciodată interesează. În față, mă, Alexandra, minți, îi spui acasă, dar nu aici. Dacă am greșit într-o chestie, când? No. Ieri, ba da, ieri stăteam acolo și a zis, Alexandra, vezi că greșești. Și afară mi-a zis, Alexandra, vezi că greșești. Dar nu că o să o înjosești în fața lumii. Dacă are ceva să-mi zică când greșesc eu și ea consideră da, că eu greșesc, ea bine greșești. Când spune. Că greșești. Ce ai fi vrut să vin să spun aici, da? Să ce, să o dau pe ea de gol? Cu ce să mă dai de gol? Nu. Păi da, cu ce să mă dai de gol? Cu ce? Că nu e adevărat. Când nu e adevărat. Știi foarte bine cum reacționează Andrada când minte, nu? Da. Nu e vulcanică când minte Andrada? Și atunci cu salonul urla de nu știu ce, uite acum de ce taci. Tac, pentru că a lăsat tonul mai jos. Nu, nu vreau să mai vorbesc. Nu vreau să dar ce nu vrei să mai vorbești? Celelalte bilețele că ce nu vrei să mai vorbești? Nu, erau goale. Sunt goale. Mai avem o săptămână. Goale. Goale?
Nu le-am scris că ce ai vrut să le vezi pe celelalte? Că după era obligată să le spun. Dar știu, știu că n-am scris. Că ai scris doar două. Și era doar una. Bine, până că ai spus vreo trei, care mai sunt? Trei, două. Trei ai spus. Ai spus faza cu Marinescu și cu faptul că s-a rugat de el. Ai spus faza cu cearta ta și cu Alex și faza cu Turcu. Păi da, dar era nu, sunt la trei? Materiale. Păi la materiale, sunt trei. Păi da, dar era da, despre Alex, material despre Alex. Material. Da. Andrado. Nu știu ce să zic, eu nu am cuvinte. Ok, adică când e vorba de emisiune, e vorba de emisiune, că fake, că nu fake, că ceartă, că m-a rugat de Marinescu, că am vorbit cu ala. Dar când vii să spui că te... unul care nu știi în prima săptămână, măcar dacă era acum, în prima săptămână cu un turc... Acum nu ai cum, știi foarte bine că nu ai posibilitate de asta. Cineva. Și unde ați găsit-o, Mariana, până la urmă? Pe Andrada, pe cine? Pe mama? De ce mă întrebi, Alexandru? Păi tu voi ați zis că ați găsit-o. Madalina vorbea, nu vorbea mie. Pe stradă. De ce nu s-a dus el să scoată tortul ăla? Eu nu-i zic, nu zic că Marinescu are dreptate. Hai să zic ceva. George era foarte nervos. Ceea ce cred, eu încă n-am vorbit cu el de chestia asta. Că m-am ajuns acasă, n-am reușit să vorbesc de lucrurile astea. Ceea ce cred eu, în momentul în care Codruț, când George l-a văzut pe Codruț că a luat tortul din gonoi și a fugit spre Marinescu, eu cred că el s-a gândit, ok, mă duc și eu după el, că dacă dă Codruț, măcar dacă elimină pe unul, elimină și pe celălalt. Eu las la nu, nu, nu. El a dat cu tortul Codruț și Codruț n-a vrut să fugă. Codruț nu s-a pornit după el. George a luat tortul de jos. O să vezi pe el în gală. Da, a luat tortul de jos și l-a aruncat după el. Bine a făcut. A început să fugă George și după a început să fugă Codruț. Păi au început să fugă toți, fugeau după ei. Da, dar George a fugit primul. Adică nu era cum George confirma aici că s-a dus să-l oprească pe Codruț sau nu știu ce. La început, da. Se nici la început. Da, da. Se vede cum se ridică George. Eu am văzut când s-a ridicat George, s-a dus spre Codruț. După, că ce? Da, când la început? La început, când a luat ăsta Codruț tortul din gunoi și a dat să ducă. Da, s-a ridicat ca să nu fac. Da, dar după ce a dat Codruț, el a luat tortul de jos și a dat. Adică despre ce vorbim? E vorba de o contrazicere în mai puțin de jumătate de minută. Dar nu e nicio contrazicere, Maria. Asta a vrut, asta a simțit, asta a făcut. Nu l-a prins, că dacă îl prindea, îi dădea două. Și îmi pare rău să spun, dar și-o merită. Și pleca acasă. Și îmi pare foarte... Asta e, Maria. Asta e. Dar nu mai putem zic, nu era... multe. Nu. Madalina. Și aici n-a fost capul lui Marinescu. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.